Ne ridicăm. Citesc din cuvântul Domnului din Numeri, capitolul 6. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Asher. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să îndure de tine, Asher. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Asher. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tatăl nostru drag din ceruri, în mâinile mele și împreună cu părinții, vin înaintea Ta, Doamne, pentru micuțul Asher și te rog frumos să-l primești în brațele Tale. Amin. Doamne, te rog să lași binecuvântarea Ta peste Asher, Doamne, cum numai Tu poți o lași, Doamne. Așa cum îi este numele, binecuvântat, frumos, Doamne, să lași har și îndurare peste el, Doamne, și binecuvântarea Ta să-L însoțească toată călătoria pe pământ. Doamne, te rog din toată inima să-i dai sănătate, amin, o creștere armonioasă, amin, să-i dai odihnă, amin, pace, liniște, amin, să se poată odihni bine nopțile și zilele, Doamne, amin, să mănânce, Doamne, și să fie, să crească, Doamne, armonios pentru gloria și pentru slava Ta. Amin. Te rog să-L păzești de orice primejdie, și fizică, și duhovnicească, și spirituală, amin, și să-L crești în harul Tău, Doamne, în casa în care crește, Doamne, și în care L-ai trimis. Te rog să lași pace întotdeauna, amin, și să lași cuvântul potrivit pentru el, Doamne, că atunci când va înțelege cuvântul Tău și va crește mare și va pricepe primele cuvinte, Doamne, despre Tine, Doamne, să audă despre voia Ta și despre harul Tău. Îți mulțumim, o Doamne, că L-ai adus în această casă, în această familie și te rog să primești laude, recunoștință și închinare și mulțumiri. Doamne, te rog din toată inima să binecuvintezi pe fratele Raul ca Tată. Doamne, să-L înțelepțești, să-L luminezi, să-I dai, Doamne, abilitățile de care are nevoie ca Tată, să-I îndrume pașii și să-L crească pentru gloria și pentru slava Ta. Mă rog, Doamne, Dumnezeul meu, pentru sora Melissa, să o binecuvintezi, Doamne, amin, cu sănătate, amin, cu înțelepciune, amin, cu pricepere, cu abilități și calități de mamă sfântă și curată, Doamne, care să-L îl învețe pe Asher, Doamne, voia Ta și legea Ta și cuvântul Tău, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, creează toate condițiile pentru această făptură, amin, venită din cer de la Tine pentru micuțul Asher, Doamne, ca el să crească într-un mediu binecuvântat de Tine. Deși trăim în vremuri grele și într-o lume plină de întristări și de necazuri, pe el te rog să-l protejezi cu braț puternic, amin, și cu mână slăbită. Amin. Te rog, Doamne, din toată inima să-l păzești de foc, de ape, de primejdii, de accidente, de nenorociri și de orice bol, Doamne, și numele Tău să fie peste el, așa cum, amin, promite cuvântul Tău prin binecuvântarea rostită asupra lui, Doamne. Amin. Te rog din toată inima să binecuvintezi bunicii și pe bunicii, Doamne, din România și bunicii din Australia, amin, și să lași, Doamne, Dumnezeul meu, ca harul Tău să se reverse peste întreaga, amin, lor familie. Amin. Binecuvintează toate rudenile lor. Amin. Binecuvintează, Doamne, toată biserica, copiii din biserică, poporul Tău, Doamne, și ajută-ne ca împreună cu copiii cu care ne-ai binecuvântat în această lume, nepoți, Doamne, și rudenile, Doamne, pe care le avem în această lume, să ajungem în împărăția Ta. Încredințăm pe micuțul Asher în brațul Tău tot puternic, pe părinții lui, pe toți cei dragi, Doamne, și apropiați lui, și întreaga biserică, Doamne, și toți copiii bisericii, și îți mulțumim că Tu ești Cel ce binecuvintezi. Noi rostim, Doamne, numele Tău peste el și credem că Tu, așa cum ai promis, îl vei și binecuvânta. Amin. 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 Vă invit să reocupați locurile și mă ascultați.